Dacă ajungeți în Cluj, nu trebuie să ratați o masă la restaurantul hotelului Universite. Aici găsiți o oază de relaxare unde decorul natural al terasei Universite se îmbină perfect cu specialitățile culinare, mereu proaspete și mereu delicioase. Universite ne întâmpină într-o zonă privilegiată, în zona lacurilor din cartierul Gheorgheni. Ospitalitatea și atmosfera caldă a restaurantului deconectează oaspeții de la grijile cotidiene, iar calitatea servirii și rafinamentul preparatelor sunt garantate de tradiția de peste 25 de ani, timp în care restaurantul Universite a devenit un nume de referință pe harta gastronomiei din Cluj-Napoca. Aici puteți mânca bine, sănătos, dar și ieftin. Bucătarul șef al restaurantului ne prezintă o specialitate a casei, un medalion din mușc de vită și cotlet de porc. Prepararea medalionului începe cu pregătirea ingredientelor, pentru această rețetă fiind nevoie de crutoane de pâine, rozmarin, cașcaval, bacon, roșii cherry, mușc de vită și cotlet de porc. Începem să montăm medalionul. Peste crutonul de pâine așez mușchiul de vită. Peste el pun o feliuță de bacon. Punem cotletul de porc. La fel mai punem o feliuță de bacon. La sfârșit pieptul de pui. Mai punem o feliuță de bacon. Și pe urmă punem frigăruia. Așezăm ultima dată cașcavalul, roșiuța cherry și le introducem la cuptor pentru circa 5 minute. Medalionul nostru este gata, îl voi scoate din cuptor și o să încep să-l montez pe farfuria. Pun un decor de rozmarin și o să-l montez pe farfurie cu o garnitură de cartofi aromați și morcovi parizieni. Medalionul nostru este gata, vă dorim poftă bună!